lega și azi o rană, ca acel milos samaritian să împartă din cereasca mană o speranță omului sărman. Cine va mai fi și azi în stare pe căzut să-i poate ridica? Celor greu ropiți de întristare să le poată milă arăta. Vei fi tu a mângâierilor pentru cel sărac și părăsit, să-ți împarți cu milă pâinea-n două și să dai din ea celui lipsit. Vor mai fi creștini plini de iubire ce din graba lor se vor opri? Celui însetat de fericire un surâs să-i poată dărui. Va mai fi pentru orfan un tată, sufletul să-i poată mângâia? Pentru cei sărmani va fi vreodată o tabită haine să le dea? Vei fi tu a mângâierilor pentru cel sărac și părăsit, să-ți împarți cu milă pâinea-n două și să dai din ea celui lipsit. Când deschizi în duh de bunătate celui ce la ușă stă plângând și-l primești cu drag ca pe un frate, îmbrăcat în zdrențe și flămând, cu Iisus vei sta în părtășie, plata de la El o vei primi. Când sărmanului cu bucurie din puținul tău vei dărui, vei fi tu a mângâierilor pentru cel sărac și părăsit, să-ți împarți cu milă pâinea-n două și să dai din ea celui lipsit. Vei fi tu a pentru cel sărac și părăsit, să-ți împarți cu milă pâinea-n două și să dai din ea celui lipsit.
Iubită familie înduliată, iubiți creștini, iubiți frați, suntem în după masa aceasta, în seara aceasta, în locul acesta, în curtea acestei case, pentru că cineva drag dumneavoastră, drag nouă, a plecat dintre noi, pentru că a auzit glasul lui Dumnezeu care cheamă. Dumnezeu cheamă și când Dumnezeu cheamă, nimeni nu se poate împotrivi. În această seară suntem în locul acesta și vrem din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vrem ca Dumnezeu să lase un cuvânt de mângâiere în mod special pentru familie și pentru noi toți. Sigur, este nevoie și de un cuvânt de mângâiere, dar este nevoie și de un cuvânt de cercetare personală. Dumnezeu care cunoaște tainele inimilor poate să dăruiască un cuvânt care să aducă mângâiere și să aducă zidire sufletească și îmbărbătare. Este nevoie ca în această seară, în locul acesta, să fie prezent Duhul lui Dumnezeu. Astăzi, Biserica Creștină sărbătorește coborârea Duhului Sfânt pe pământ, peste ucenici, peste primii ucenici și de atunci peste sute și peste mii și milioane de oameni a coborât Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu mai este numit în Scriptură chiar de Domnul nostru Iisus Hristos și de Mângăietorul. Și în vremuri ca acestea, în momente speciale ca acestea, dumneavoastră și noi toți, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să dea mângâiere de plină. Ca toate aceste lucruri să se întâmple, este nevoie să cerem de la Dumnezeu călăuzire, să cerem de la Dumnezeu un cuvânt special și Dumnezeu să lucreze în viața fiecare dintre noi. Am vrea ca cuvântul din această seară să atingă în mod deosebit inimile. Într-o zi ca aceasta, 3.000 de inimi, de inimi au fost străpunse și oameni s-au predat lui Dumnezeu și astfel a început biserica primului secol. Acum vă invit să stăm cu toți ridicați în picioare, vă invit cu respect să plecăm capetele și să rostim împreună rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea pe care îi cunoaștem cu toții, chiar și copii, și o rostim cu toții, apoi eu voi continua să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Tată bun din ceruri, stau înaintea Ta în această seară, în locul acesta și chem din toată inima numele Tău. Aici, Doamne Dumnezeu, este o casă de jale, este o casă din care cineva drag a plecat tatăl dintr-o familie, dintr-o familie numeroasă de 7 copii și copiii astăzi care stau și plâng pe tatăl lor au nevoie de mângâierea Ta. Te rog, în numele Domnului Iisus Hristos, Părinte iubit din ceruri, deschide zăgazurile cerului pentru ei și te rugăm, toarnă Tu mângâiere. Te rugăm în această seară, prin cuvântul Evangheliei, te rugăm, vorbește-le și prin Duhul Tău cel Sfânt, te rugăm, mângâiere, pentru că Duhul Sfânt este Duhul mângâierii, este mângâietorul de care avem nevoie în fiecare zi și cu atât mai mult în momente ca acestea. Tată iubit din cerul, te rog în numele Domnului Iisus să binecuvintezi toți frații, toate surorile, toți prietenii, toți cunoscuții, toate rudenile care sunt aici, dar te rugăm în mod deosebit pentru familia apropiată, pentru copii, ne rugăm pentru nepoți, ne rugăm pentru tot aceia care simt profund durerea despărțirii, te rugăm în numele Domnului Iisus să-i binecuvintezi pe toți, Doamne. Te rugăm să lași lumina și călăuzirea Duhului Sfânt peste frații slujitori în această seară și te rugăm, pune cuvintele Tale pe buzele lor și, Doamne, vrem ca în această seară, în locul acesta, inimile noastre să fie înviorate, vrem să fie inimile noastre străpunse de cuvântul Evangheliei și îți mulțumim că mai mult decât, Doamne, reușim noi să cerem, Tu poți să dăruiești. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, Părinte iubit din ceruri, să binecuvintezi chiar și această localitate, Doamne Dumnezeule, cerem binecuvântarea Ta, chemăm numele Tău peste toată lucrarea aceasta și o credințăm în mâna Ta și în grija Harului Tău. Slăviți și binecuvântați să fie numele Tău. Amin. Vreau să citesc câteva versete din cuvintele pe care Apostolul Pavel le spunea. Filipeni, capitolul 1. Voi citi doar câteva cuvinte. Spunea Apostolul Pavel că pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trupul acesta, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg.
Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut, să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Voi mi s-a ocupat locurile. Credem din toată inima că Domnul care este credincios în tot ceea ce promite, El a promis un loc mai bun pentru copiii săi, un loc mai bun pentru cei care îl slujesc pe Dumnezeu și crede că fratele Nicolae în viața lui l-a slujit pe Dumnezeu, a avut momentul de împăcare cu Dumnezeu, a avut momentul de întoarcere la Dumnezeu și cred că și pentru el. Sigur, ar fi dorit probabil să mai rămână cu familia, să se bucure de copii, să se bucure de nepoți, de cei dragi, însă pentru el este mult mai bine acasă la Domnul și dăm slavă lui Dumnezeu care a pregătit pentru copiii săi un acasă. Și din toată inima îmi doresc ca noi toți, când vom părăsi aceste meleaguri, să ajungem acasă la Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Cântăm o cântare potrivită și apoi după această cântare, doi frați apropiați ai familiei, fratele Alex Ionescu și cu fratele Ștefan, vor aduce câte un cuvânt scurt de mângâiere pentru dumneavoastră, pentru familie și pentru noi toți. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Mă voi întoarce într-o zi acasă, când alergarea voi sfârși pe acest pământ. Și nu mi voi aminti de această lume, nici de necaz și de dureri ce-a fost aici. Aici mi-e inima încovărată, adesea drumul este atât de greu. O, Doamne, întărește dimineață, un ora sărit, zi strălucitoare, zi de bucurie, fără de sfârșit. Când pe Domnul în față îl voi vedea și cu Să-i zi strălucitor.
va fi o dimineață, una ora sare, zi strălucitoare, zi de bucurie, fără de sfârșit, când pe în urmă cu 50 de zile ar fi trebuit în bisericile noastre să celebrăm învierea Domnului. Și nu s-a putut face ca în fiecare an. De aceea astăzi, când am fost la biserică, în timpul programului, fratele păstor s-a ridicat și a spus: haideți să intonăm imnul învierii. Imn care spune: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Dragii mei, este sărbătoarea care ne aduce atâta speranță. Pentru că așa cum toți murim în Adam, tot astfel toți cei credincioși vom învia în învierea Domnului nostru Iisus Hristos. El a murit pentru noi și a înviat ca și noi să înviem în ziua de apoi. Aceasta a fost și credința și nădejdea fratelui nostru Nicolae. Și cei care sunteți aici l-ați cunoscut, i-ați urmărit viața și ați constatat ce fel de om a fost. A fost un astfel de om pentru că și-a pus nădejdea în Dumnezeu, care poate să ne ridice din moarte, care, deși trupul acesta biologic se desface și trece în putrezire, ne-a pregătit un trup veșnic, care nu este supus putrezirii. Apostolul Pavel, și sunt convins că în inima fratelui nostru a fost permanent acest cuvânt, spune așa, referindu-se la nădejdea învierii noastre: de aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică, ci așteaptă o mare răsplată. Iubiții mei, privim încrezători către ceea ce va fi să vină. Dar ca să avem această nădejde, trebuie aici, acum, să-L căutăm pe Hristos, să ne punem viața în mâna lui Hristos, astfel încât un astfel de moment să nu fie de disperare. Familia, copiii, nepoții sunt cei care au această mângâiere adusă de cuvântul Scripturii, de Duhul lui Dumnezeu și de promisiunea aceasta minunată, că vine o zi a revederii. O zi când ne vom revedea cu toți cei iubiți. O zi în care ne vom întâlni cu fratele nostru Nicolae. O zi în care ne vom întâlni cu Domnul nostru Iisus Hristos. Rămân la aceste cuvinte, dragii mei, și vă provoc, urmați exemplul și să fiți conștienți de un lucru. Trupul acesta este semănat în putrezire ca să învie în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Pentru slava aceasta vă provoc, puneți-vă credința în Dumnezeul nostru. Noi suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul acesta, spune Apostolul Pavel, ca să fim acasă la Domnul. Fie ca în ziua aceea
să fim cu toții în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, dragă familie îndoliată, fie ca aceste cuvinte pe care le găsiți și le cunoașteți din Sfânta Scriptură, fie ca aceste cuvinte pe care tatăl, bunicul vostru le-a iubit atât de mult și le-a trăit și am văzut mărturia aici. Ce mărturie curată, câtă nădejde în împărăția care va veni și în viața veșnică. Mângâiați-vă cu aceste cuvinte și credeți într-o clipă a revederii. Amin. Înainte de a aduce un mesaj familiei îndurerate, aș dori din toată inima să spun fraților mei, cunoscuți sau necunoscuți, care e prezența aici, pacea Domnului Iisus să stăpânească peste inimile noastre. Prea mult nu o să vorbesc din cauza că văd că frați e destui, destoinici ca să dea cuvântul lui Dumnezeu curat, ca fiecare să-l pună la adâncul inimii și să pregătească ca să întâlnească pe Domnul vieții cu fruntea senină, cu bucurie de plină inimă. Pentru familia îndurerată, e o durere, dar e o bucurie. Prin faptul că sunt convins că toată familia, fratele nostru Nicolae, care Dumnezeu l-a luat din mijlocul nostru ca pe un frate scump, a rămas pentru toată familia o școală a vieții. Suferința și durerea care a fost peste el e un lucru de gândit pentru fiecare. Fie copiii lui, fie nepoți, fie gine sau nurori, toți avem de învățat de la acest Dumnezeu că Dumnezeu așa pregătește pe cei ce vrea să-i ducă în împărăția veșnică. Rămân la aceste cuvinte și doresc ca Dumnezeu să-i mângâie pe fiecare și să le dea har și pace ca să ne întâlnim cu toții în veșnicia întreagă. Amin. Fratele Ilie este un apropiat și o rudenie a familiei și are un mesaj, un cuvânt și apoi... În câteva cuvinte pe care doresc ca mâna binecuvântată și sfântă astăzi să fie în locul acesta, doresc ca El care știe și cunoaște, care vede toate lucrurile în dreptul fiecărui suflet să fie prezent astăzi în dreptul acestei familii prin care Dumnezeu o rânduit și o tărât această zi prin care această familie să treacă. M-am gândit la un cuvânt din partea lui Dumnezeu și cuvântul ăsta e scris în cartea Domnului, Psalm 116, versetul 15, unde Domnul a arătat un lucru minunat. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Problema noastră este în Ioan capitolul 14, unde Domnul spune îmbărbătarea ucenicilor, Domnul să îmbărbătez această familie din care și eu mă trag, mâna lui binecuvântată să nu lipsească din această familie. Vreau să vă spun că în cuvântul lui Dumnezeu scris îmbărbătarea ucenicilor, Domnul i-a îmbărbătat și Domnul să îmbărbăteze această familie prin care Dumnezeu a rânduit să treacă în aceste vremuri. Domnul a spus un lucru minunat și a spus să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Dacă n-ar fi așa, eu v-aș fi spus, dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. E un lucru minunat în Psalmul 34:4, unde Domnul spune, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Un cuvânt pe care Domnul arată în Isaia 38:1, are un mesaj, un împărat. Și cred că mesajul care s-a potrivit pentru Ezechia se potrivește pentru noi. Astăzi în care Dumnezeu din cer s-a coborât aici să stea de vorbă cu oamenii, Dumnezeu nostru nu Dumnezeu a celor morți și Dumnezeu nostru Dumnezeu a celor vii. Domnul spune un lucru minunat și zice că l-a trimis pe Isaia, fiul lui Amoț, în casa împăratului Ezechia,
să-i spună: Ezechia, pune-ți viața în rânduială că vei, că-ți vei muri și nu vei mai trăi. Noi n-am fost și nu putem ști stăpân pe viața noastră. În 2 Timotei, capitolul 6, versetul 7 și 8, Domnul spune niște lucruri mărețe, că n-am adus nimic cu noi și nu putem lua nimic. Dacă avem ce mânca și cu ce să ne îmbrăcăm, să ne fie de ajuns. În Amos, capitolul 4, cu versetul 12, Domnul îmi arată niște lucruri, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Și cred că e o vreme și un timp în care Domnul spune în Apocalipsa 3, cu 20, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. În Ioan, capitolul 5, versetul 28, Dumnezeu arată niște lucruri minunate, să nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine vremea și ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui Dumnezeu. Unii vor învia pentru viață veșnică, alții pentru rușine și o cară veșnică. Eu vreau să rămân la aceste cuvinte și Domnul are un cuvânt în Cartea Evrei, capitolul 3, versetul 7, unde Domnul spune, de aceea, după cum zice Duhul Sfânt, azi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inima. Domnul spune în Ioan 3, cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu să moară, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Primesc lucrul ăsta de la Domnul și cred că Dumnezeu spune un lucru minunat în Eclesiastru 7, cu 1, zice că mai bun și mai de dorit este un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Noi vrem să spunem un cuvânt, mai bine un nume bun. Iisus Hristos a avut un cuvânt în dreptul ucenicilor și le-a pus acest cuvânt. Ce spune lumea de mine? Problema e ce spune oamenii de tine. Și-a spus că unii spune că ești Ieremia, unii Ioan Botezătorul, alții unul din prorocii din vechime, dar voi o zis că ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că el la Iordan, când a venit, Ioan a primit un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul, verișorului primar, băiatul Elisaveta și al lui Zaharia, s-au întâlnit acolo și au avut un cuvânt din partea Domnului. Cel peste care vei vedea că se va coborî Duhul Sfânt în timp de porumbel, el este cel ce botează cu Duhul Sfânt. El e Fiul lui Dumnezeu. Și din cer s-a auzit un glas. Și-a spus așa, acesta este Fiul meu preubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. De El să ascultați, Doamne, ajută-ne, rămâi tăria, nădejdea și bucuria noastră pentru toată vremea pe care Domnul ne-a rânduit-o să o trăim pe pământ. Amin. Vă mulțumesc. Domnul să vă binecuvinte. Mulțumim fraților pentru mesaj, pentru călăuzire. Dumnezeu să-i binecuvinteze și Dumnezeu să le răsplătească. Vom cânta încă o cântare, apoi fratele Nelu Uniciu, păstor în Târgu Mureș, care este apropiat al familiei și invitat din partea familiei, va avea un cuvânt, va avea predica de bază. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el și pe noi toți. Amin. De dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima spre răsărit și fața ni se-ntoarse și spre răsărit și fața mi s-ntoarse. Iisus, Iisus, noi te așteptăm cum crinește.
treci peste anii viitor. O miră drag și vino, ne du mai sus, mai sus de nori, spre țara de lumină. Ne du mai sus, mai sus de nori, spre țara de lumină. Și vom cânta, Iisus iubit, de dragul veșnicie, că te-am chemat și te-am dorit, cât nimeni nu știe, că te-am chemat și te-am dorit, cât nimeni nu știe. Iubită familie Tinca, dragi frați, iubite surori în Domnul, stimați credincioși din Deda, din Bistra, de la Târgu Mureș, de la Reghin probabil, am venit în această seară, în curtea aceasta, de care mi-am amintit că în urmă cu câțiva ani am mai fost. Mi-am amintit că am parcat mașina tot în curtea vecinilor și chiar îi spuneam stăpânului casei, îmi amintesc de imaginea aceasta, de șura de aici și de câteva lucruri din curte. Atunci când soția fratelui Nicolae, când mama voastră, Nelu, Ilie, Anișoara și toți ceilalți. Spun asta și le spun numele pentru că pe ei îi cunosc mai bine. Am venit eu și dumneavoastră aici la o seară de privechi ca să fim o mângâiere pentru familie. Pentru copii, pentru fete, pentru feciori, pentru nurori, pentru nepoții care sunt aici. Și numărul mare de credincioși, mă uit la dumneavoastră, asta îmi spune ceva. Că l-ați prețuit pe cel ce a fost Tinca Nicolae. Eu personal am venit din cel puțin trei motive la această slujbă, în după masa aceasta. Sunt Rusalii, este cincizecime astăzi, un mare praznic, și aveam în plan altceva pentru această zi. Slujind mai multe biserici, m-a sunat fratele Ilie, și mi-a spus că tatăl lor a închis ochii pentru totdeauna pe pământul ăsta și a plecat acasă la Domnul. Și m-a rugat dacă pot să vin la această slujbă de privechi.
Și atunci am lăsat toate celelalte lucruri și am venit. Din cel puțin trei motive. Primul motiv. Datorită respectului și prețuirii pe care am avut-o pentru fratele Nicolae. L-am cunoscut cu mulți ani în urmă, încă înainte de 89. În anii 86, 87, 88, am venit deseori aici pe Valea Mureșului, în Deda, în Bistra, cu pastorul nostru senior de atunci, fratele Costin Aurel. Și am avut multe întâlniri, eram tânăr atunci, în anii aceia, și am cunoscut frumusețea caracterului acestui om. Era o plăcere să fii în compania lui. Era o plăcere să stai la masă cu dumnealui și să îl asculți și să-i vezi chipul senin. Apoi, anii au trecut, ne-am mai întâlnit din când în când și întotdeauna am avut momente frumoase. Din prețuire și respect pentru el, pentru dumnealui și pentru viața frumoasă pe care a trăit-o printre noi de 86 de ani, am spus, voi veni, frate Ilie. Al doilea motiv. Cu o parte din copiii dumnealui am feciorit împreună, cu Nelu, cu Ilie, cu Anișoara și cu ceilalți. Și prietenia noastră oarecum a rămas peste ani. Ne-am întâlnit de atunci încoace. S-au intersectat drumurile noastre și am fost împreună și în momente frumoase de sărbătoare, la nunți. Mi-amintesc de fratele Ilie, de copiilor, am fost la căsătoriile lor. Cu fratele Nelu ne-am întâlnit des în casa lor și pentru că îi respect și pe ei și avem o prietenie de ani de zile, n-am putut să spun că nu vin. Și sunt aici, dragi mei prieteni, pentru că aș vrea să pun umărul la durerea voastră. Am trecut prin momente de felul acesta, când părinții mei, mama mea, la doar 57 de ani, a plecat din lumea noastră, apoi tata mai trăit, a rămas văduv, oarecum o situație similară. Și mama voastră a plecat acum vreo 16 ani, dacă mi-amintesc eu bine. Tot la fel și tata a rămas văduv, chiar mai mult de atât. Și înțeleg ce înseamnă asta. Am trecut prin valea aceasta a durerii și am venit să fiu alături de voi. Și rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe voi, casele voastre, copiii voștri și tot ceea ce aveți. Atunci când a murit Lazar din Betania, Domnul Iisus Hristos, care era un prieten al acelei familii, s-a dus în Betania împreună cu ucenicii să o mângâie pe Marta și pe Maria. Prietenii adevărați simt durerea și în momente și de sărbătoare, dar și de durere. Ei sunt prezenți acolo. Dumneavoastră, prin simpla prezență în seara aceasta aici, spuneți, fără cuvinte, că îi iubiți, că iubim și îi îmbrățișăm cu multă dragoste și ne rugăm pentru ei. În al treilea rând, sunt în seara aceasta aici, pentru că vreau să împlinesc un verset din Scriptură care zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei care se bucură. Este durere? Am cântat în cântarea aceasta despre lacrimi, despre suferință, despre durere. Și nu trebuie să spui unui om când trece prin asemenea momente foarte multe cuvinte. E suficient să fii prezent acolo, poate să pui mâna pe umărul lui, al ei, fără să spui prea mult și să-i spui, simt durerea ta, sunt aici și aș vrea să fiu o mângâiere pentru tine.
Sunt convins că și dumneavoastră, probabil, ați venit aici din motive de felul acesta. Fratele Nicolae, nu vreau să-l aud pe nimeni, oricum nu mă mai aude, nu mai vede, a fost un om de mare caracter creștin. L-am cunoscut ca un om blând și prietenos pe fratele Nicolae, un om bun. Și spune Scriptura că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Un om cu frică de Dumnezeu, un om credincios, care l-a iubit pe Domnul până în ultima clipă de viață. Am stat de vorbă 3-4 minute cu vecinul de peste gard, după ce am coborât din mașină, și l-am întrebat: auziți, cum ați trăit cu fratele Nicolae? Și mi-a spus ceva ce n-am putut să cred că pot să aud din gura dumnealui. Cred că este aici, pe undeva. Da, este acolo și salut. Și mi-a spus așa, printre altele: domnule, nu cred că se va mai naște un om ca el aici în Deda. Stau aici din anul 1981, parcă mi-a spus, da? De când ați venit, v-ați mutat aici. N-a fost gard între ei. Ce n-a fost gard între noi. Dar niciodată, vă spun mărturia acestui domn, niciodată n-am avut un schimb de vorbe între noi. N-a folosit un cuvânt urât. Niciodată. Ne-am împăcat extraordinar și n-am cuvinte să spun. Și mă opresc aici. Am zis, ce frumos, m-a uns la inimă. Eu ca și pastor, ca și slujitor, chiar dacă credincioșii despre care aud lucruri frumoase nu sunt din biserica pe care o slujesc, de la Târgu Mureș, de la Filadelfia, când aud un cuvânt rău, urât despre un credincios, nu vreau să știe nimeni că sunt pastor. Și fac un pas înapoi. Dar atunci când aud un cuvânt bun despre un credincios, sunt așa de împlinit în adâncul inimii mele. Și fratele Nicolae a fost un om de felul acesta. Deda este mai săracă de astăzi, un om extraordinar, care a plecat din lumea asta într-un loc, Ilie, Nelu, dragii mei, într-un loc mult mai bun decât ăsta de aici. Un loc despre care am cântat, despre care spun Scripturile, un loc unde nu mai sunt despărțiri, unde nu mai este durere, unde nu mai trebuie să îți iei medicamentele în fiecare zi, unde nu mai sunt lacrimi, unde nu mai este moarte, unde nu mai sunt conflicte, unde nu mai sunt haine negre. Voi la dumneavoastră și văd că sunteți în negru, pentru că asta aduce moartea. Ne îmbracă în haine negre și purtăm durere, jelim și plângem aici. Mai mult plângem decât zâmbim. Asta este lumea în care trăim noi astăzi. El s-a dus într-un loc mult mai bun decât ăsta, unde nu mai sunt lacrimi. Și asta spune Scriptura, că Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi acolo. Și tot ceea ce aici în lumea noastră ne-a produs amărăciune în suflet și ne-a produs durere și am plâns, toate aceste lucruri acolo nu vor mai fi. Acolo este locul unde s-a dus mama voastră, cred asta cu tărie, tatăl vostru, și unde veți ajunge și voi dacă veți trăi și veți urma învățăturile Domnului Iisus Hristos din Scripturi, cuvântul lui Dumnezeu și moștenirea frumoasă pe care o lasă tatăl vostru pentru voi. Exemplul extraordinar pe care l-a lăsat pentru copii, n-a lăsat poate
lucruri materiale foarte multe, dar lasă moștenirea aceasta, caracterul lui frumos, trăirea lui extraordinară, cuvintele lui, blândețea lui, bunătatea lui și de fapt astea fac farmecul și frumusețea unui om. Aici jelim acum, plângem, suntem în negru, dar vă spun ceva care poate vă șochează. În cer la Dumnezeu, acum este o mare sărbătoare. O mare sărbătoare, pentru că încă un om, încă un credincios și-a sfârșit cu bine alergarea pe pământul acesta și a ajuns acasă la Domnul. Mulți încep bine, dar o sfârșesc rău. Fratele a început-o cu Dumnezeu și până în ultima zi de viață a rămas credincios lui Dumnezeu. S-a luptat lupta cea bună a credinței și îl așteaptă acum răsplătirea și cununa acolo în locul care este mult, mult mai bun. Am fost motivat de fratele coleg care a citit din Sfânta Scriptură un verset, să am un mesaj și îmi permit să mai vorbesc câteva minute, deși timpul a trecut, frate pastor. Câteva minute, să am și un mesaj, poate, evanghelistic. Dânsul a citit din Filipeni, capitolul 1, versetul 21, îl recitesc. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Oare să fie adevărat cuvântul acesta? E un câștig să mori? Putem vorbi de câștig în moarte? Moarte este o pierdere. Familia Tinca a pierdut un tată bun. S-au dus părinții voștri. S-a dus mama, s-a dus tata, ei sunt așa părinții. Știți cum? Ca un liant care îi adună pe copii la oaltă. Câtă vreme trăiesc părinții, copiii se adună unii cu alții din respect pentru părinți. Ei s-au dus, ei au plecat. Voi ați pierdut, aparent, ați pierdut o ființă dragă. Așa am pierdut și noi. Și Biblia spune că moartea nu e o pierdere. Moartea este un câștig. Oare să fie adevărat cuvântul acesta? Să fie moartea un câștig? Și vreau să am trei adevăruri simple în această ocazie de privechi și vreau să vă spun pentru cine, pentru care categorie de oameni, de credincioși, moartea este un câștig. În primul rând, moartea este un câștig atunci când persoana aceea a trăit în viața aceasta pentru Hristos. Pentru orice credincios care în viața de 50, 60, 70 de ani, mai mulți, a trăit pentru Dumnezeu, pentru Hristos, fără rezerve, cu toată convingerea, până în ultima clipă a vieții. Prioritar în viața persoanei respective a fost împărăția lui Dumnezeu, a fost trăirea unei vieți curate. Persoana aceea, când pleacă din lumea aceasta, când știe unde pleacă și vorbeam despre un loc mai bun, moartea categoric este un câștig. Atunci când trăim pentru Dumnezeu, pentru Hristos. Vezi, dumneavoastră, în lumea în care noi trăim, oamenii cei mai mulți trăiesc pentru altceva, nu pentru Hristos. N-ați auzit dumneavoastră pe aici prin Deda spunându-se, băi, îmi place să trăiesc, să mănânc bine, să petrec, să mai iau sărbători. Eu pentru asta trăiesc. Cei mai mulți oameni trăiesc pentru, și să nu vă supărați pe mine, trăiesc pentru plăceri.
plăcerile carnale, plăcerile trupului. Ați întâlnit oameni în ăștia? Așa și sfârșesc viața cu oamenii. Și o sfârșesc cum o sfârșesc. Cunoaștem cazuri, am văzut, vedeți, nu toți pleacă din lumea aceasta așa cum a plecat fratele Nicolae, nu? Oamenii care nu au nădejdea unui loc mai bun, și vreau să vă spun o altă realitate din Scriptură, că în lumea de dincolo în care noi credem, în lumea de dincolo, de moarte, în care noi credem, există doar două locuri. Un loc cu Dumnezeu, raiul, un loc mai bun, așa cum a spus Mântuitorul în Ioan 14, eu merg să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fie și cel care îmi slujește. Și avem multe exemple în Scriptură. Luca 16, trăiau doi oameni, unul bogat care chefuia toată ziua, trăia în cele mai luxoase condiții, și un sărac care stătea la ușa lui cu numele Lazar. A murit și unul și celălalt. Știți unde a ajuns Lazar? Într-un loc de fericire, într-un loc de odihnă, în sânul lui Avram, îl numește evanghelistul Luca, unde era o frumusețe de nedescris. Celălalt care aici a trăit, cum a trăit, în plăceri și așa mai departe, cum spuneam mai la început, a ajuns într-un loc de chin, într-un loc de durere. În unul din cele două locuri, aceasta este o realitate, vor ajunge oamenii sau la dreapta sau la stânga. În ziua aceea cea mare, când toate națiunile pământului vor fi strânse înaintea lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Mi-amintesc că în zona de unde eu m-am născut, oile pășteau împreună cu caprele. Nu știu dacă și pe aici este tot la fel. Oile împreună cu caprele. Și seara când veneau acasă oile, se separau oile de capre. Și spune Sfânta Scriptură că El îi va despărți pe unii de alții. Unii vor fi la dreapta și alții la stânga. Și va spune celor de la dreapta, veniți binecuvântați tatălui meu, demoșteniți ceea ce v-a fost făgăduit și ceea ce v-ați pregătit de pe pământ. Iar celor de la stânga le va spune, blestemaților, mergeți în focul cel veșnic, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Acum, moartea, sigur, este un câștig pentru cei ce vor ajunge în rai, în împărăția lui Dumnezeu, acolo unde credem că fratele nostru Nicolae a ajuns. Dar pentru ceilalți care vor ajunge în celălalt loc, oare plecarea de aici este un câștig sau nu? Categoric nu este un câștig. Sunt oameni care trăiesc în lumea aceasta ca să se bucure de lucrurile din această lume. Doar de cele lumești, doar de cele pământești, dar sunt unii oameni care aleg să trăiască pentru Dumnezeu, așa cum a ales fratele nostru, cum spuneau frații aici, încă din tinerețe a ales să se pocăiască și să fie un credincios deosebit. În al doilea rând, când moartea este un câștig, și vreau să vă spun încă un adevăr, al doilea și închei imediat, moartea este un câștig, o fericire, atunci când dincolo avem pe cineva care ne este prieten și care ne este binevoitor, ne așteaptă dincolo și ne spune, bine ai venit acasă. Așa cum cred că fratele Nicolae a auzit vocea Domnului Iisus, bine ai venit acasă. Și pun această întrebare, ai tu, am eu, pe cineva care dincolo mă așteaptă și îmi spune, bine ai venit, aici este locul tău, ai un prieten, vezi, în lumea noastră aici, este așa de bine să ai prieten. Să ai prieten. La necaz, ei te ajută, poți să apelezi la ei atunci când ai o problemă. Măi, ajută-mă, tu ai un prieten și poți să rezolvi, e așa de bine. Dar în lumea de dincolo, în viața cealaltă, ai un prieten care te așteaptă?
Și Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dragii mei credincioși, dragi frați, în viața asta de aici, facem noi ceea ce ne poruncește Domnul Iisus, ca să fim prietenii Lui. Și dacă suntem prietenii Lui, El e prietenul nostru, El ne va aștepta dincolo. Și atunci moartea va fi un câștig, dacă avem un prieten acolo care ne așteaptă. Noi putem să fim prietenii Lui, numai dacă facem ce ne poruncește El. Și poate vei spune, măi, sunt cele 10 porunci, le mai țin. Oare mai sunt altele în afară de la 10? Alte porunci. Tatăl spune, mai sunt și alte porunci. Să ne iubim unii pe alții. Împlinim oare porunca asta? Vă spun eu o altă poruncă. Sunt foarte multe. Fapte 17. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și ce face? Poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Nu pot să fii prieten, nu pot să fiu prieten cu Domnul Iisus dacă nu mă pocăiesc. Nu pot să fiu, nu pot să-L am ca prieten. Și atunci moartea nu va fi un câștig. Oare pocăiții vorbesc despre pocăință? Vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos a fost printre primii oameni pe pământul nostru care a vorbit despre pocăință. În Evanghelia după Marcu, în primele capitole, spune așa Scriptura, că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, El în persoană, Domnul Iisus, a început să predice Evanghelia și printre altele, știți ce a spus El în primele Lui predici? Domnul Iisus, sunt cuvintele Domnului. Împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Asta a spus Domnul Iisus Hristos, asta au spus apostolii, asta spune Scriptura. Voi sunteți prietenii mei dacă împliniți poruncile mele. Ca să avem pe Domnul Iisus prieten dincolo, noi va trebui să facem pasul acesta. Fratele Nicolae, el s-a pocăit. Sunteți binecuvântați, dragii mei copii, să fi avut un asemenea tată care a făcut pasul acesta al pocăinței. V-ați născut în familia aceasta, el v-a învățat calea pocăinței. Și nu numai că v-a învățat calea pocăinței, el a umblat pe calea aceasta. Pentru că un credincios nu trebuie doar să vorbească despre pocăință. El trebuie să și umble, că degeaba eu predic despre pocăință sau alți predicatori predică despre pocăință și ei nu trăiesc pocăința. Sau alți evangheliști sau preoți pot să predice despre pocăință, dar nu umblă pe calea pocăinței. Are asta vreo valoare? Pot să îl crezi? E credibil omul acela? Poți să vorbești atunci când trăiești. Și fratele Nicolae a fost un om, un trăitor, unul care a trăit și vorbea simplu omul ăsta, dar mesajul lui a avut efect și impact. Ai un prieten? Când vei pleca din lumea aceasta, atunci moartea va fi un câștig. Și închei cu al treilea adevăr, moartea este un câștig pentru credinciosul care și-a strâns o comoară în cer. Care are o comoară în cer. Nu e așa că atunci când îți cumperi o proprietate, îți cumperi o mașină bunoară din București sau din Germania, zi o mașină mai bună, ai cumpărat-o pe internet așa și vrei să te urci. Nu e așa că de-abia aștepți să treacă o zi sau două să-ți vezi mașina, să pui mâna pe volan și să o ai. Să o ai, sau o casă. Dorești să o ai, să fie a ta. Ai o comoară în cer. Dacă ai o comoară în cer care te așteaptă, atunci dorești să ajungi acolo și pentru tine moartea va fi un câștig. Să-ți vezi comoara.
ceea ce ai strâns, a spus Mântuitorul nostru drag și scump. În Matei, capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi de toate împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri se vor dea pe deasupra. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Comoara fratelui Nicolae a fost în cer și a strâns o comoară în cer. Și atunci moartea este un câștig. Ce binecuvântați sunt oamenii aceștia! Dragii mei copii, fiți mângâiați! El este în locul acesta bun pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru el. A fost un om care a trăit pentru Hristos, a fost un om care l-a avut ca prieten pe Domnul Iisus Hristos și l-a așteptat dincolo. Fiți mângâiați pentru că el s-a dus acasă, acolo unde este comoara lui, pentru care a trăit în lumea aceasta. Sunt cuvintele cu care doresc să fiți mângâiați. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, unde lemnul Duhului Sfânt se vă mângâie, tot este o zi de Rusalii și sărbătorim coborârea Duhului Sfânt. Îl rog pe Duhul Sfânt, care este și un mângâitor, să vă mângâie, să vă întărească și să vă binecuvinteze. Și pe dumneavoastră, dragi frați, dragi credincioși de aici, din Deda, Dumnezeu să binecuvinteze familiile dumneavoastră, să binecuvinteze munca dumneavoastră, pe ceea ce puneți mâna să fie binecuvântat de Dumnezeu. Dar nu uitați că aveți un suflet care are nevoie de mântuire. Nu uitați că viața aceasta este scurtă și într-o bună zi ea se încheie. La 86, poate 90 de ani, dar tot se va încheia într-o zi. Unde vei ajunge? Unde vei fi dincolo? În împărăția lui Dumnezeu? Într-un loc de odihnă? Sau în celălalt loc unde este chin veșnic și durere veșnică? Gândiți-vă la adevărurile acestea. Dumnezeu să binecuvinteze și să mângâie familia Tinca lărgită, pe dumneavoastră toți și să ne vedem poate și în alte situații de sărbătoare. Vă doresc să aveți parte de sănătate și de multe, multe binecuvântări. Pe dorul tău, ne apropiem de încheiere, așa cum se amintea deja, dar nu înainte ca fratele Eugen, care este conducătorul bisericii Tabor din Deda și care de o bună bucată de vreme se ocupă de biserica din Deda împreună cu frații din conducere, cu fratele Leon și cu fratele Marin, care sunt prezenți și o parte din cei prezenți aici fac parte din biserica Tabor, o biserică pe care fratele Nicolae a iubit-o. Eu mai puțin l-am cunoscut, fratele Nicolae, dar mi-amintesc cel puțin la două întâlniri de rugăciune, când am făcut o rugăciune specială împreună cu frații, ne-am rugat pentru dânsul când era în suferință, era bolnav și credem că Dumnezeu a ascultat și a dat putere ca să depășească momentele grele. Dar cred din toată inima că Dumnezeu, care este drept, El nu uită să răsplătească osteneala fiecăruia. Deci va avea fratele Eugen un cuvânt și apoi ne vom apropia de încheierea timpului de priveghere. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțeleptilor este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. N-am citit din regulamentele unui cult sau din spusele lui. Am citit de o carte contestată de mulți oameni de-a lungul veacurilor, dar o carte ciudată pentru mulți. În același timp, o carte care reflectă 100% adevărul lui Dumnezeu. Amin. Dacă am întrebat
familia Tinga sau pe oricare dintre dumneavoastră, dacă ați dori să se împlinească câteva adevăruri de aici, 100% ați spune nu. Primul adevăr pe care vreau să-l menționez aici și să vă apreciez, Biblia spunea aici că inima înțelepților este în casa de jale. Iar o altă categorie de oameni este în casa de petrecere. Ne stă în fața noastră tabloul acesta, fratele Nicolae. Îs invidios pentru că niciodată nu l-am cunoscut atât de frumos. L-am cunoscut un om cernit de durere, de necaz, un om care și-a dus crucea așa cum Dumnezeu i-a pus-o până la sfârșit. Astăzi dumneavoastră ați venit aici, vă apreciem și vă mulțumim în casa de jale. Dar vreau să vă spun, dacă nu învățăm nimic, am mai participat la mormântări. Veți spune dumneavoastră, s-a dus un moș bătrân la 86 de ani. Dacă tabloul acesta nu ne vorbește, am venit că apreciem familia, că iubim copiii acestei familii, că l-am apreciat pe fratele Nicolae. Însă aș vrea așa de mult și vă consider oameni înțelepți. În prima fază este un mare adevăr, ați venit aici, însă am vrea să învățăm de la tabloul acesta, care reflectă un mare adevăr. Indiferent cum te cheamă, indiferent cine ești, indiferent în ce biserică te duci, câți bani, ce poziție socială ai, într-o zi te va căuta și va bate la poarta ta și a mea moartea. Și în tabloul acesta, în care 100% familia aceasta n-ar fi, chiar dacă l-au văzut suferind pe tatăl lor, pe bunicul lor, n-ar fi dorit să treacă pe aici. Ne-am dorit părinții noștri să fie veșnic cu noi, dar într-o zi ne vom despărți de ei. Ce învățăm noi de la participarea la acest eveniment care ne prezintă un tablou sumbru, dureros, moartea? Ce s-a citit din Scriptură este o ciudățenie pentru cei mai mulți oameni. Noi, ca slujitori, ne ducem la mormântări, nu că ni le dorim, nu că am umblat după asta. Cunosc oameni la Târgu Mureș care trăiesc după mormântări. Nu știu ce au făcut acum cu pandemia. Ei știau toate mormântările din ziar și se duceau la mormântări să meargă la masă. Și orice tablou pentru ei, el îi lăsa rece. Oare pentru noi tabloul acesta a fratelui nostru Nicolae ne va vorbi ceva? Ne va spune ceva sufletului nostru? Sau, cum crede Biblia, cartea depășită, cartea care nu mai are autoritate, nu mai are valoare, ci totuși este cuvântul lui Dumnezeu infailibil. Un adevăr pe care îl trăim și l-am trăit în ultimii ani, care ni se potrivește la cei mai mulți dintre noi. Primul verset pe care l-am citit spune așa: mai mult faci un nume bun decât un de lemnul mirositor. Foarte puțin oameni mai caută, mai umblă, mai doresc să-și creoneze un caracter cristic care să-i califice pentru un nume bun. Un de lemnul mirositor, lucrurile de valoare, primează în viața multora. Și oamenii s-au călcat în picioare. Și oamenii n-au mai ținut cont de absolut nimic. Când am primit vestea că fratele Nicolae a murit, eu nu sunt un om plângăcios.
Nu prea plâng eu după oameni bătrâni. Dar când am auzit că a plecat, deși am fost săptămâna asta la el și m-am rugat cu el și va rămâne în mintea mea imaginea, mi-a făcut cu mâna mie și la fratele Marin, l-am binecuvântat și l-am credințat în mâna lui Dumnezeu. Cel puțin de 3 ani de când îl cunosc, mi-a arătat prin caracterul dumnealui și nu spun cuvinte gratuite că așa e la mormântare, să zici de bine de morți. A fost un om excepțional. Cu atâta demnitate a primit ceea ce Dumnezeu a lăsat în viața dumnealui. Și numele acesta bun de care au vorbit frații mei, îl califică pe fratele datorită umblării lui, a trăirii lui, a comportamentului, a caracterului pe care l-a avut. De la plecarea acestui timp de părtășie, de priveghere la acest bărbat, ce alegi din seara aceasta mai departe? Să umbli să-ți faci un nume bun? Sau vom alerga după aceleași lucruri de nimic, care într-o zi le vom pierde? Îl văd aici pe fratele Nicolae în Ierusalim. A fost în lume, s-a dus cât a putut și cât copiii dumnealui l-au ajutat să-l plimbe, probabil prin lume. Toate s-au sfârșit. Și nu faptul că s-a dus la Ierusalim îl califică ca om bun, ca nume bun. Vorbeam cu frații din conducere, cu fratele Leon și Marin astăzi. Și mi-au spus numai cuvinte frumoase din anii trecuți. Sunt convins că fratele Nicolae a greșit în viața lui, cum o face fiecare dintre noi. Dar a căutat să-și repare cât a trăit viața lui, să-și o pună în acord cu voia lui Dumnezeu, ca la mormântarea dumnealui să spunem că a avut un nume bun. Amin. Și în primul rând îl califică să-i spunem că a fost un om bun sau un nume bun. Că într-o bună zi Nicolae Tinca s-a întâlnit cu cel ce a declarat că este bun. Mântuitorul nostru drag spunea: de ce mă numești bun? Unul singur este bun, Dumnezeu. Vrei să ai un nume bun? Fără Dumnezeu n-ai nicio șansă. Vei fi rău mai departe. Vei trăi în lumea dumitare mai departe. Cel care poate să-ți dea un caracter cristic este cel care este cu adevărat un Dumnezeu bun. Și Biblia spune, Apostolul Pavel: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu, cel ce este bun și îți oferă în fiecare zi grația lui, vrea să fii și tu bun și să ai un nume bun. Dumnezeu să binecuvinteze toată asistența. Amin. Să alegem să avem un nume bun. Dar nu uitați, fără Dumnezeu, oricât ne-am silit să-L avem, să-L obținem, să-L dobândim, nu se va putea. Diavolul ne face hidoși, ne face urâți, ne face răi. În fiecare zi dorește să strice imaginea creată de Dumnezeu. Să cel care ne poate schimba viața noastră este Iisus Hristos, despre care noi am cântat că a înviat din morți. Slăvit să fie numele Lui! Un alt adevăr: mai mult face ziua morții extraordinar decât ziua nașterii. Oameni buni, am 4 copii. M-am bucurat la fiecare naștere a soției. Copiii în casa noastră au fost primiți cu multă bucurie și rugăciune să ni dea Dumnezeu. Și totuși Biblia îmi spune în seara asta că mai mult și mai bine și mai bun este să alegi ziua morții. Nu ne dorim moartea, de aia nici nu ne pregătim pentru ziua aceea. Și totuși ne urmărește în fiecare zi. N-ai siguranță în lumea care trăiești.
Cât alegem din seara aceasta să spunem e mai bine sau e mai bun ziua când voi muri. Pentru fratele Nicolae, ceasul plecării a fost mireasma lui Dumnezeu pentru dumnealui. O viață de necaz, de durere, de lacrimă, de valuri, de furtuni, nu l-au cruțat. Și am aprecierea pentru oamenii bătrâni, care au rămas în bătaia vânturilor în picioare. Și putem vorbi la 86 de ani de un om care nu l-a înfrânt păcatul, nu l-a înfrânt stricăciunea lumii, ci a rămas vertebral în picioare. Dumnezeu să fie slăvit pentru lucrul acesta. Amin. Un alt mare adevăr pe care vreau să-l menționez. Unde alegi și unde ți-e dragă părtășia? Biblia îmi spune în seara asta că mai bine să te duci într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere. Extraordinar. Când lumea trăia, mânca, bea, se vorbea aici de bocatul din Scriptură, numai de Dumnezeu și de judecata lui Dumnezeu nu-l interesa. Așa am fost și noi până Dumnezeu a încercat lumea care trăim noi și ne-a oprit în loc. Dacă vom învăța ceva din examenul acesta, va fi extraordinar. Dacă nu, s-ar putea Dumnezeu să-l repete mult mai dur. Alege întotdeauna, când cineva trece prin încercare, prin durere, să fii părtaș la suferința lui, la necazul lui. Va veni o zi când oamenii vor fi răsplătiți nu după pozițiile și funcțiile care le-au avut în lumea în care trăim noi, în bisericile noastre, ci prin ceea ce au făcut pentru semenilor, pentru cei care au fost alături de ei sau lângă ei. Am venit aici în seara aceasta că e mai bine să mergem într-o casă de jale. De ce? Care este scopul lui Dumnezeu, plăcerea lui Dumnezeu sau înțeleptului să te duci acolo, să te îmbraci în negru, să fii trist, să fii supărat? Că spune aici că mai bună este întristarea feței decât râsul. Dar chiar așa vrea Dumnezeu să umilească oamenii și să-i încerumcheze, să-i vadă posomorâți și triști totdeauna? O, nu! Tabloul acesta vrea să ne vorbească altceva. Venind aici și văzându-l pe fratele Nicolae, la 86 de ani, poate unii tineri spune, oh, am viața înainte, mă pot realiza, pot să-mi fac un viitor. S-ar putea să nu ieși din curtea aceasta și o mașină să vină peste tine. Nu suntem în siguranță în lumea care trăim noi. Singurul care ne păzește, ne protejează, e cel pe care îl jignim. Îi aducem ofensă de multe ori și totuși El continuă să ne binecuvinteze, să ne protejeze, să fie scutul nostru atunci când Cel ar vrea să ne distrugă și să ne ucidă. Și prin harul Lui ne bucurăm de viață. Tabloul acesta, 86 de ani, ne spune că într-o zi, oricât ai fi de tânăr, nu știm dacă ajungem în vârsta aceasta frumoasă, dar s-a dus ca un vis. Dacă Domnul ne spune să venim într-o casă de jale, scopul lui Dumnezeu este să ne aducă în fața acestui tablou și să ne arate cât de trecător suntem. Că oricât de mare și tare ai fi într-o zi, alegi bogăția, alegi funcția, alegi totul și te vei întâlni cu cel pe care l-ai slujit sau nu. Alegerea la scaunul de judecată al lui Dumnezeu nu ne aparține nouă. Toți, spune Biblia, trebuie să ne înfățișăm în fața de în scaunul de judecată al lui Dumnezeu ca să dăm socoteală pentru binele sau răul care l-am făcut când trăiam în trup. Nu vrem să auzim de judecată, nu ne place. Și totuși, într-o zi, va fi o realitate. Indiferent de confesiunea religioasă, că suntem penticostali sau de altă nuanță religioasă, nu asta contează înaintea lui Dumnezeu.
Ne dorim în ziua aceea glorioasă, când Hristos se va scula pe scaunul de judecător, să fim judecați în harul și în mila lui Dumnezeu și toți cei care au trăit aici o viață frumoasă, credincioasă, stăpânul lor, vor avea harul să treacă din moarte la viață sau pe cei ce va prinde, surprinde în viață, să treacă în viața eternă. Dumnezeu să binecuvinteze comuna de Da. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze oamenii de aici. Cred că doamna primar care e aici lângă noi, am vrut să-i dau un cuvânt și a zis că nu poate să spună astăzi aici, e emoționată. Sunt convinsă că vreți și vă doriți în comună oameni buni. Orice politician își dorește să aibă astfel de oameni și să nu aibă probleme în societate. Și vreau să vă spun că pocăiți adevărat sunt o binecuvântare pentru primar. Oamenii care trăiesc o reală experiență cu Dumnezeu sunt o binecuvântare pentru comunitate. Amin. Și dacă unii au făcut supărare, ne rugăm Dumnezeu să vă ierte și Dumnezeu să dea sfânta pocăință. Amin. Mergând de aici, să mergem cu câteva gânduri în viața noastră. Ați făcut bine că ați venit aici. Este calificativul Scripturii și vă numește și ne numește oameni înțelepți. E un har să porți un nume bun. Dumnezeu să fie slăvit astăzi pentru fratele Nicolae Tinca, de numele bun pe care l-a avut. Nu expresia și denumirea Tinca îl face pe fratele Nicolae bun, ci modul lui de viață, de trăire, de experiență cu Dumnezeu. Să alegem și noi care suntem aici, de azi înainte, să nu alergăm numai după unde lemnuri mirositoare, după lucruri vremelnice, ci să căutăm mai mult ca oricând, să facem tot posibilul ca la mormântarea noastră să se poată spune marile adevăruri. Cu regret trebuie să spunem că sunt în mormântări, că n-ai ce zice. Te condamnă conștiința și oamenii. Însă pentru oamenii care au onorat pe Dumnezeu, ne face onoare și cinste să stăm în fața oamenilor, să vorbim adevărul lui Dumnezeu care e compatibil cu trăirea lor. Sau trăirea lor cu Dumnezeu care i-a mântuit. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca de azi înainte. Inima noastră să-L caute mai mult pe Dumnezeu. Amin. Și întotdeauna să fim părtași la suferință. Mâine, poimâine, ne vom despărți de acest eveniment. Va fi mâine de la ora 13 în mormântare aici și vă invităm cu drag să reveniți pentru a fi alături de familia aceasta și de acest bărbat care ne părăsește pentru totdeauna din lumea noastră văzută. Însă Biserica lui Iisus Hristos, oamenii care poartă un nume bun, într-o bună zi vor avea harul să se întâlnească într-o altă lume, sub o altă dimensiune. Și acolo tânjim și pentru asta ne luptăm. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să vă binecuvinteze cu mântuire și cu binecuvântarea Lui. Fie mângăiată familia Tinca de tatăl lor care și-a dat tot concursul de a asigura cele necesare cu trudă, cu necaz, cu durere. Și-am vrea numele bun al fratelui Nicolae să fie transmis și copiilor și nepoților și generația care va urma. Dumnezeu să-i mângâie și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, cu inimile zdrobite de tristețe, ne închinăm înaintea Ta, ne adresăm tronului Tău plin de milă și îndurare, ca Tu să privești în continuare spre ființele noastre și cu această ocazie. În primul rând, te rog frumos, în numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl scump din ceruri, să binecuvintezi și să mângâi familia care trece în clipele acestea, Doamne, prin această situație atât de dureroasă. Te rog frumos, Tu care știi să mângâi
Tu care ești Dumnezeul mângâierii, să mângâi familia îndoliată, te rog, mângâie și cercetează-i Tu, Doamne, te rog, mângâie și cercetează orice ființă care în această dupămasă și cu acest prilej trist, Doamne, am participat aici la o slujbă de priveghi. Doamne, te rog frumos, îngăduie ca puterea Duhului Sfânt să cerceteze orice inimă din locul acesta, Doamne, și cuvântul care a fost vestit cu această ocazie, Doamne, în locul acesta, te rog frumos ca Tu să-L binecuvintezi, să aducă mult rod, Doamne, te rog frumos ca Tu să ne cercetezi inimile noastre, pentru că vrem ca sfârșitul arelării noastre, Doamne, să dobândim un nume bun. Te rog, binecuvântă-ne, Doamne, ca ceea ce am auzit în această seară, în acest loc, Doamne, să putem să punem la inimile noastre, să ne schimbăm viețile noastre, Doamne, să ne schimbăm comportarea noastră înaintea Ta, pentru că vrem să ajungem acolo în împărăția Ta, vrem ca să ne bucurăm de un loc pregătit de Tine acolo sus în ceruri. Pentru aceasta te rog frumos, binecuvântă-ne și ajută-ne, Doamne, să urmărim neprihănirea și pacea, fără care de nimeni nu te poate să te vadă pe Tine, Doamne. Te rog, binecuvântă-ne și fii cu noi. Acum, la despărțire, te rog, însoțește-ne pe unul fiecare. Ne-am adunat în locul acesta din diferite localități, din diferite împrejurări. Tu ne știi și ne cunoști pe unul fiecare, Doamne. Te rog, însoțește-ne pe unul fiecare spre căminile noastre, Doamne, și binecuvântă-ne. Doamne, încă o dată te rog, ceea ce am auzit în locul acesta, să păstrăm în inimile noastre, să ne schimbe, să ne transforme, să ne prelucreze, Doamne, Tată scump din ceruri, puterea Duhului Sfânt. Îți mulțumesc pentru cuvântul Evangheliei vestit, îți mulțumesc pentru frații care au adus un mesaj din partea Ta familiei și nouă tuturor care am ascultat cuvântul Tău. Te rog frumos, încă o dată, ca Tu să faci cuvântul Tău să aducă rod spre slava numelui Tău. Îți mulțumesc și încă o dată cer mângâierea Ta peste familia care rămâne, Doamne, tristă și nemângâiată. Te rog ca Tu să o mângâiezi, Tu să fii acela care îi sprijinești, Doamne, ca să poată să treacă cu bine spre peste această pierdere. Te rog frumos, binecuvântă-ne pe toți și rămâi în viețile noastre. Pentru toate te lăudăm, te slăvim și te binecuvântăm, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.